aceste acte din mers. În ceea ce ține de fondul rutier, deci eu încă o dată vă spun că noi doar identificăm că de la 1 ianuarie 2017 nu va mai fi impozit rutier, dar va fi impozit pe automobili. Cum vor fi folosite fondurile, rămâne să fie stabilit în cadrul politicilor fiscale pentru 2017. Prin ce se deosebește impozitul ăsta pe automobile de impozitul rutier? Impozitul rutier se percepea la momentul când automobilul trecea revizia tehnică. Deci noi ne gândim să facem un mecanism asemănător și pentru impozitul pe automobile, adică el să fie achitat la momentul când automobilul trece revizia tehnică. Problema este că în cazul impozitului pe automobile trebuie să fie impozitate toate automobilele, absolut, independent. Trec ele revizia tehnică sau nu trec revizia tehnică. Adică dacă ele stau în garaj pe butuci, ele oricum trebuie să fie impozitate. Și asta, dacă ele nu vin la revizia tehnică, atunci autoritățile locale au dreptul să găsească, să identifice aceste automobile și să le impoziteze până la sfârșitul anului. Iată, asta e ideea acestui impozit. Mulțumesc. Da, domnul Chirinciuc, vă rog. Domnule prim-ministru, stimați colegi, și noi, Ministerul Transporturilor, am avut mai multe dezbateri publice, atât cu patronatele, sindicatele, apele de nivelul 2, cu primarii. Am trimis și am expediat 3 avizii la acest proiect de hotărâre, dar, din păcate, multe recomandări, sau cele mai importante recomandări, n-au fost luate în considerație. Eu cred că dacă avem timp până